Bună ziua tuturor! Sunt Doru Petruții, directorul companiei IMAS. Avem câteva noutăți să vă prezentăm. În primul rând, înțeleg că e un public foarte numeros care ne urmărește chiar în regim live. Vă mulțumim pentru interes. Cum spuneam, avem câteva știri. Una dintre ele e faptul că de câteva săptămâni, compania IMAS și-a mărit foarte mult capacitatea de lucru în regim de intervievare telefonică. Perioada aceasta probabil va dura, precum știți, în momentul ăsta sunt posibile studiile sociologice realizate doar în regim telefonic. Cel mai probabil lucrul ăsta se va extinde pe încă o perioadă, nici noi nu știm care. În acest moment avem peste 70 de persoane care lucrează în regim telefonic. Vă promitem sondaje publicate în fiecare săptămână. Sper să reușim în ritmul ăsta. Am publicat un sondaj joia trecută. Iată că ne vedem și joia aceasta, iar asta va presupune un volum de peste 3.000 de persoane intervievate pe parcursul unei luni. O să vedem, sunt mai multe tipuri de solicitări. Sperăm să menținem ritmul de dezvoltare, să facem față la solicitările pe care le avem. Astăzi o să vă prezint o continuare a sondajului de săptămâna trecută. O să avem o serie de sondaje săptămânale sau, în cel mai rău caz, odată la două săptămâni. O să urmărim ceea ce se întâmplă legat de evoluția percepțiilor populației pe parcursul acestei crize. O să facem pe parcursul sondajului și unele trimiteri la rezultatele din săptămâna anterioară și o să vedeți evoluții, cred eu, foarte, foarte interesante și foarte utile de știut. Mai întâi, elementele de ordin tehnic ale sondajului. Am avut un sondaj realizat, o să încep mai întâi cu perioada, 13-17 aprilie. E vorba de săptămâna dinaintea sărbătorilor de Paște. Au fost intervievate 722 de persoane de 18 ani și peste. Marja de eroare a sondajului plus minus 3,7%. Sunt 35 de localități. Respondenții provin din aceste 355 de localități. La interviuri au participat 39 de operatori din rețeaua noastră în limbile română și rusă. S-au desfășurat chestionarele. Pe site-ul imas.md, în secțiunea de arhivă, găsiți întregul raport și puteți consulta și structura eșantionului pe care am obținut-o. Câteva întrebări legate de sărbătorile de Paște, pentru că vă aduc aminte că sondajul a fost realizat în săptămâna dinaintea Paștelui. Vedem 9% dintre respondenți foarte deznădăjduiți, foarte afectați de vremurile pe care le trăim. O treime destul sau foarte îngrijorați, dar în același timp 57%, în ciuda lucrurilor prin care trecem cu toții, își manifestă speranța că lucrurile o să stea ceva mai bine în viitor. Avem aproape 4 din 10 moldoveni care spun că au ținut parțial sau total postul Paștelui. Și o dorință destul de ridicată, dată fiind izolarea la domiciliu, perioada asta de carantină, am văzut o disponibilitate a populației destul de mare de a urmări slujba de înviere. Marea majoritate, 68%, au spus că intenționează să o urmărească la televizor, la Moldova 1, slujba de înviere. 8% au spus că preferă să meargă în curtea bisericii sau lângă biserică să asiste la slujba de înviere.
iar 10% au spus că vor urmări pe rețelele de socializare, în timp ce 12% au spus că nu vor urmări slujba de Paște. Decizia Mitropoliei de a amâna Paștele Blajinilor pe 6, 7 și 8 iunie a fost un lucru destul de discutat săptămâna precedentă. Vedem că 3/4 din participanții la sondaj au spus că totuși e o decizie bună, e o decizie cu care ei sunt de acord, iar 20% au spus că ar fi preferat să nu fie amânat, au considerat decizia Mitropoliei ca fiind una proastă. I-am întrebat pe moldoveni cum se descurcă și cu cheltuielile pentru perioada de Paște și 32%, practic o treime, ne-au spus că nu au suficienți bani pentru a cumpăra tot ce e nevoie în gospodăria lor pentru masa de Paște și pentru cheltuielile din această perioadă. 42% ne-au relatat faptul că în principiu se descurcă, dar cu restricții, au trebuit să renunțe la unele lucruri, iar 25% au spus că n-au probleme și vor avea pe masa de Paște tot ce și-au dorit. Câteva elemente ce țin de percepția siguranței. Am văzut și în sondajul precedent și lucrurile par să se mențină aproximativ la același nivel. 78% se simt mai în siguranță în Moldova decât în alte țări. Sigur că aici oamenii fac o comparație și văd ce se întâmplă în jurul nostru. 12% spun însă că ar fi preferat să fie în altă parte din lume pentru că s-ar fi simțit mai în siguranță. Tot așa, comparativ legat de modul în care au evoluat lucrurile și modul în care s-a acționat în Republica Moldova prin comparație cu alte țări, 42% spun că în Republica Moldova s-a acționat mai bine, alți 30% spun că lucrurile stau aproximativ la fel și 22% au o părere negativă, afirmând că în Republica Moldova lucrurile stau mai rău decât în alte țări în privința modului în care s-a acționat. Câteva întrebări reluate și din sondajul precedent legat de modul, de percepția modului în care oamenii se simt informați. A crescut un pic gradul de satisfacție legat de mass media din Republica Moldova. Avem 13 plus 35, 48% care consideră că mass media din Republica Moldova reflectă mult sau foarte, foarte mult, într-un mod corect, ceea ce se întâmplă. 41% sunt însă de altă părere. Ceva mai bine stau aprecierile legate de modul în care informează autoritățile. Avem 60% cumulat, cei care sunt mulțumiți în mare sau foarte mare măsură de modul în care informează autoritățile pe tema coronavirus. Trecem la o secțiune nouă de întrebări care țin, atenție, vă fac o subliniere aici, țin de comportamentul declarat, da? Comportamentul faptic rămâne să-l vedem fiecare dintre noi în jurul nostru, dar oricum chiar și pe declarațiile respondenților vedem că sunt unele situații care cred că ar trebui să ne ridice unele semne de întrebări, pentru că dezinfectant pentru mâini, în momentul în care oamenii ies din casă, spun 79% că folosesc de fiecare dată și 9% spun că folosesc, dar uneori. Utilizarea măștilor e declarată în proporție de 66% și 13% uneori, iar mănușile de protecție vedem un procent și mai mic, 55% spun că le folosesc atunci când
ies din casă și 17% spun că uneori le folosesc. De asemenea, în ultimele săptămâni, pe perioada carantinei, vedem o ușoară relaxare a comportamentelor ce țin de protecție, iar lucrul ăsta cred că ar trebui să ridice un semn de alarmă, cel puțin pentru autorități, pentru că participanții la acest sondaj ne spun în proporție de 26%, de exemplu, că în perioada carantinei ei ies la plimbări, au ieșit la plimbări, 24% spun că au fost vizitați de cineva din afara gospodăriei, 23% spun că merg ei în vizite, 7% spun că dau mâna cu alte persoane din afara gospodăriei, 3% chiar că au îmbrățișat pe cineva din afara gospodăriei, iar distanța socială e, hai să spunem, aproape jumate la jumate respectată. Deci, câteva tipuri de comportamente care reprezintă riscuri la care oamenii încep, se pare, să nu le acorde atenția necesară. Să vedem ce se întâmplă pe partea de impact. Vedem 54% care îi consideră pe ceilalți concetățeni destul sau foarte responsabili în privința respectării regulilor mai sus menționate, în timp ce 40% sunt nemulțumiți de comportamentul celorlalți și îi consideră mai degrabă irresponsabili. O întrebare care a apărut și în sondajul de săptămâna trecută și care are o evoluție foarte, foarte semnificativă. Vedeam în săptămâna trecută un nivel de îngrijorare foarte ridicat, cumulat depășea 80%, peste, dacă bine mi-aduc aminte, undeva în jurul a 5% se declarau foarte, foarte îngrijorați că virusul i-ar putea afecta chiar pe ei sau pe vreunul din membrii familiei. Vedem o scădere cu circa 25% pe răspunsul foarte mult. Asta înseamnă că oamenii încep, da, chiar dacă nivelul de îngrijorare rămâne ridicat, îl vedem undeva aproape, hai să spunem, în jurul cifrei de 60% care se consideră îngrijorați și au temerea că ar putea fi și ei infectați, dar dacă comparăm cu nivelul de săptămâna trecută, unde eram la peste 80%, vedem o scădere semnificativă a temerii populației. Sigur că există și un aspect bun, pozitiv în asta, dar eu v-aș recomanda să vă uitați încă o dată și pe întrebările precedente, unde am văzut că măsurile ce țin de comportamente încep să se relaxeze și poate lucrul ăsta poate e prea devreme pentru o relaxare și pentru nerespectarea distanței, utilizarea măștilor, a mănușilor și a celorlalte elemente. Un alt subiect discutat și săptămâna anterioară și chiar și în această săptămână, discutat intens și pe rețelele de socializare, ține de ajutoarele de care beneficiază Republica Moldova în lupta cu coronavirusul. Percepțiile oamenilor, sigur că faptele sunt cele pe care le știm, percepțiile însă arată că aproape 32% consideră că China este cea care a ajutat cel mai mult până acum Republica Moldova prin donații de echipamente medicale, măști, suport financiar și așa mai departe. Pe locul 2 în clasamentul ăsta e Uniunea Europeană cu 16%,
o consideră că a ajutat cel mai mult. 14% consideră că Rusia, aproape 6% consideră că România a ajutat cel mai mult, 2% consideră că SUA e în acest top pe locul întâi. Aproape 30% nu și-au putut exprima o opinie în acest sens, probabil nefiind un subiect interesant pentru ei sau poate informația nu a ajuns la ei în măsura necesară. Să vedem cum arată indicatorii ce țin de prestația autorităților. Activitatea autorităților privind măsurile adoptate cu privire la coronavirus rămâne la cote destul de ridicate, peste 60-63% păreri bune și foarte bune despre prestația autorităților și vedem 55% mulțumiți de viteza, de rapiditatea cu care autoritățile reacționează la situațiile generate de coronavirus. Vedem totuși și un volum important de nemulțumiri, 37%, spre exemplu, sunt nemulțumiți de reacțiile întârziate ale autorităților. Un raport care deocamdată, un raport între plus și minus, care stă deocamdată pe percepțiile pozitive pentru autorități. Nivelul de încredere pentru autorități se menține plus minus în liniile pe care le-am văzut și săptămâna trecută. Vorbim de, încă o dată, de acea investire de încredere în instituțiile care sunt în prima linie de luptă cu acest virus. Ministerul Sănătății 12% pe locul întâi cu foarte multă încredere, urmează președinția cu 11%, guvernul cu 9% și Ministerul Afacerilor Interne cu 8%, dar vedem procente consistente de multă încredere, procente care variază între 30% și 39%. Au fost câteva decizii, de asemenea, discutate săptămâna trecută și am dorit să vedem cum sunt ele interpretate de populație. Marea majoritate, 94%, au fost de acord cu acel ajutor financiar acordat medicilor, 4% au spus că totuși nu e o decizie bună. Solicitarea președintelui, dacă nu mă înșel, pentru diasporă, pentru a nu veni cu ocazia sărbătorilor de Paște acasă, dacă nu e absolut necesar, a fost considerată în proporție de 76% o solicitare corectă, în timp ce 21% au spus că dreptul diasporei trebuie respectat și ei sunt liberi să vină acasă și de sărbătorile de Paște. Să vedem la ce se așteaptă cetățenii noștri pentru perioada următoare, ce își doresc. Părerile sunt împărțite. Vedem o majoritate de 53% care totuși optează pentru menținerea tuturor interdicțiilor pentru a preveni îmbolnăvirea oamenilor în perioada imediat următoare. Avem alți 32% care ar fi de acord cu reluarea treptată a activităților economice, chiar dacă asta presupune unele riscuri. În timp ce 10% vor ca toate activitățile să fie reluate imediat, fără absolut nicio restricție. Sigur că nu avem o decizie unanimă, vom urmări acest indicator și săptămâna viitoare, având în vedere că de luni sunt anunțate reluarea activităților a unor categorii. O să vedem cum evoluează și acest indicator.
Ultima noutate pe care vreau să vă comunic este că de câteva săptămâni încercăm să testăm prin intervievarea telefonică și partea ce ține de ratingurile politice. Din punct de vedere tehnic și metodologic, lucrurile nu sunt simple. Republica Moldova nu are o istorie foarte bogată privind intervievarea telefonică. Suntem într-o perioadă de testări, dar îmi manifest încrederea că în scurt timp vom reuși să venim și cu date ce țin de ratinguri politice, dar asta se va întâmpla doar în momentul în care, din punct de vedere tehnic și metodologic, vom fi mulțumiți și vom putea face toate setările și reglajele de finețe necesare. Vreau să mulțumesc oamenilor din Republica Moldova de acasă, celor care participă la sondajele noastre. Îi rog să aibă încredere, îi rog să, dacă au curiozitatea necesară, îi rog să acceseze site-ul nostru și să vadă rezultatele sondajelor la care și ei participă. Și vreau să le mulțumesc și colegilor mei, foarte, foarte mulți și foarte numeroși. Cu toții lucrăm de acasă, de la distanță, cu proceduri deloc simple. Probabil toată lumea trece prin transformări și eu vă doresc succes să le reușiți și să le implementați cât mai bine. Numai bine vă doresc, o zi bună în continuare!